pentru că avem câteva grupuri care au solicitat să ne ureze să ne colinde, îi invit în față, mai întâi de la școala Tristan Țaran, de la școala Alexandru Sever, după care de la liceul Spiru Harel. Poftiți, domnul profesor. La mijlocul satului, la casa
unde veșnic meri, roditor de aur, cresc într-adevăr, dalbe și ardalbe flori adevărate, ca și vestea bună ce o colindăm. Dalbe și ardalbe flori adevărate, ca și vestea bună ce o colindăm. Îngerii șoptesc, lumii întregi vestesc, astăzi e Crăciun. Domnul s-a născut, stea de început, astăzi e Crăciun. Creștinilor, noi astăzi un praznic mare avem, ca să-l puteți cunoaște, veniți la Biflaem. Ca să-l puteți cunoaște, veniți la Biflaem. Astăzi e Crăciun. Domnul s-a născut, stea de început, astăzi e Crăciun. Și a născut în lume ca cel ce-l așteptăm, Maria, Maica Sfântă, veniți ca să-l vedem. Maria, Maica Sfântă, veniți ca să-l vedem. Astăzi e Crăciun. Domnul s-a născut, stea de început, astăzi e Crăciun. Că taie între vite, Iisus este stăin, să-i ducem și noi daruri, veniți la Biflaem. Să-i ducem și noi daruri, veniți la Biflaem. Îngerii șoptesc, lumii întregi vestesc, astăzi e Crăciun. Domnul s-a născut, stea de început, astăzi e Crăciun. Să mergem cu păstorii și să-l preamărim, spre-a noastră mântuire, veniți la Biflaem. Spre-a noastră mântuire, veniți la Biflaem. Îngerii șoptesc, lumii întregi vestesc, astăzi e Crăciun. Domnul s-a născut, stea de început, astăzi e Crăciun. Astăzi e Crăciun. Strada este casa lui, resturile masă.
chitară, nu? Domnul cu chitară. A zis unde, pasivă. Da. Băi, directul stângi cine. Așa, băi, băi,
venit și aici Crăciunul, să ne mângâie surghiunul, carne alba peste viața mea, peste suflet din Crăciun cu plete galbe a sosit.
Preoți cântă, se rugă, îngeriții stâmpă. Pentru toată lumea de aici, felicitări pentru reușita de proaspătă. Și urăm la mulți ani tuturor și familiilor noastre, dar în special vreau să vă mulțumesc că ne-ați fost alături în acești ultimii ani. Se împlinesc astăzi 10 ani, anul acesta, nu astăzi, 10 ani de când proiectul nostru rezistă datorită dăruirii, dărniciei dumneavoastră, faptului că ne-ați primit de fiecare dată. Vă mulțumim de toată inima. Și coralei Resurrectio de la Lici. Păi și eu ce mai fac? Da. Felicitări! Ba știam! Da? Felicitări pentru activitate, pentru cel puțin în ultima perioadă s-a văzut că ați devenit profesioniști deja în ale corului. Felicitări, doamna profesoară, felicitări de abia. Da? Mulțumim! O să primiți din partea, prin bunăvoința consilierilor locali și a noastră, a executivului, câteva dulciuri și câteva cadouri de sărbători. Mulțumim frumos! Doamne Pădurean. Domnișoară, vin eu. Nu uitați!
Conformitate cu prevederile articolului 39 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 1551/2016, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al municipiului Moinești în ședință ordinară pentru data de 16/12/2016, orele 12 cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pentru anul 2016. Înainte de a trece la discuții și întrebări, aș vrea să dau cuvântul domnului primar pentru că are un amendament în urma unui contract semnat cu Ministerul Educației. În urma demersurilor noastre începute mai cu ani în urmă, anul acesta ne-a fost aprobat includerea în Programul Național de Dezvoltare Locală a reabilitării Școlii Generale Alexandru Sever din municipiul Moinești. Miercuri am fost la București și am semnat contractul de finanțare. Valoarea lui, finanțarea de la Ministerul Dezvoltării, de peste 1.700.000, valoarea contractului aproximativ 1.900.000. Fapt pentru care o să vă rog să aprobați și includerea în rectificarea de buget pe 2016 a acestei finanțări. Urmând ca în perioada imediat următoare, colegii mei de la achiziții să demareze procedura pentru proiectare și execuție. Mulțumesc! Dacă sunt alte întrebări, Comisia Economică, vă rog. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia Juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul cu amendamentul propus, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții pe tema proiectului, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? S-a votat cu 7 voturi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești preliminată la data de 31.12.2016. Dacă sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. S-a votat. Comisia Juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat. Comisia de Urbanism, dacă vreți să propune, sau discuții pe tema proiectului, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Cineva? S-a votat unanimitate. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Moinești. Dacă aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții? Întrebări pe marginea proiectului? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. S-a votat. Comisia de Urbanism. Discuții pe tema proiectului? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat unanimitate.
Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren și taxei pe terenurile care contribuie la exploatarea resurselor de apă, precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție, a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Măinești. Dacă aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Solicitarea domnilor de la CRAB este îndreptățită și este legală. În schimb, prin adresa 56.865 din decembrie 2016, dumneavoastră atașează un tabel unde sunt înscrise niște suprafețe. Consider că aceste suprafețe sunt mult prea mari, având în vedere prevederile hotărârii 930 din 2005, care reglementează în articolul 12 și citez: dimensiunile și configurația zonelor de protecție se stabilesc de către unitățile atestate de autoritate publică centrală din domeniul apelor, aprobate prin ordinea conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor. Deci, amendamentul care îl propun este ca această adresă, această cerere, la această cerere să fie atașat aprobarea și documentația privind dimensiunile acestor suprafețe în conformitate cu hotărârea Guvernului 930 din 2005, din august 2005. Dar terenurile sunt proprietatea Consiliului Local, date în administrare la CRAB. În această suprafață. Deci este o hotărâre de Consiliu când au fost date în administrare, nu sunt proprietari. Dar ei sunt plătitori de impozite. În regulă. Dar probabil că dacă ar exista această documentație, suprafețele ar fi cu mult mai mici și diferența pe suprafețele acelor terenuri, noi, Consiliul Local, putem obține taxe, impozite sau alte venituri din concesiuni care pot aduce venituri la bugetul local. Dacă ar fi atribuit de altcuiva decât CRAB-ului. Bineînțeles. Bineînțeles. Concret. Mie mi se pare că este o discuție inutilă. Atâta timp cât primul exemplu, suprafața de aproape 2 hectare, teren stației Epurare Văsiești. Terenul acela este îngrădit și dat spre administrare de către noi. Nu avem ce să concesionăm. Acolo este o stație de epurare gândită pentru Moinești Sud, dar terenul pe care, de care dispunem acolo este pregătit și pentru o eventuală extindere a acelei stații. Deci nu putem risca nici să schimbăm sau să ne gândim la o altă destinație pentru acel teren deocamdată. Pentru că așa a fost gândit proiectul de la început. De acum 6-7 ani de când au început discuțiile pe acest proiect de apă canal. Mai departe, suprafața de 911 metri pătrați, rezervor apă de pe Osoiu. Mi se pare o suprafață care n-ai ce să mai reduci. Adică vreau să discutăm concret, că sunt 5 poziții. 4 chiar. 15.261. Rezervorul din Parcul Pin. Da. Din punctul meu de vedere, acolo ar trebui o suprafață mult mai mare. Pentru că trebuie să fie o prioritate în perioada imediat următoare extinderea, reabilitarea și extinderea rezervei de apă a municipiului Măinești. Observați ce se întâmplă când apare o avarie pe conducta de alimentare de câteva ore și dacă depășim să spun 12 ore, deja trebuie oprită apa municipiului Măinești. Da. Ceea ce mi se pare un lucru inadmisibil astăzi. Continua. De acord. Deci, dar pentru a ne situa în cadrul legal, dumnealor trebuie să aibă această documentație avizată și aprobată prin care se stabilesc suprafețele zonelor de protecție. Asta dacă îi cerem noi, domnul consilier. Dar eu consider că nu a fost cazul să cerem atâta timp cât aceste suprafețe de teren sunt cu această destinație. Ce rost are să cheltuiască cineva niște bani, chiar dacă nu suntem noi aceia, să facă acest raport de expertiză și cu...
mi se pare o muncă inutilă să ajungem la aceeași concluzie. Asta este, acesta este punctul meu de vedere. Într-adevăr, legea prevede așa ceva, dar nu cred că e cazul să... Aceste suprafețe sunt stabilite pur și simplu arbitrar. Este părerea dumneavoastră. Nu este, nu e nimic stabilit arbitrar. V-am demonstrat că fiecare suprafață a fost gândită pentru așa ceva, cu această destinație. Bun. Este o propunere de amendament. Mulțumesc. Da. Mai sunt discuții, întrebări pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre cu propunerea sau în forma inițială. Cine este pentru? Forma inițială. Împotrivă? Se abține cineva? Comisia de urbanism. Dacă aveți discuții pe tema proiectului, vă rog să spunem la vot proiectul în forma inițială. Cine este pentru? Potrivă? Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situată în municipiul Măinești, strada Plopilor, numărul 2, județul Bacău. Dacă aveți întrebări, să pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Aș avea eu. Am discutat într-o ședință a Consiliului Local despre acea clădire. Mi-aduc aminte că atunci spunea că vom face demersuri. Sunt două clădiri. A două. Nu. Cea vândută este cea din dreapta, cum privim către spațiile. A doua clădire, probabil la bugetul pentru anul următor. Da. Da. Mai sunt întrebări, discuții, dacă nu supunem la vot proiectul în forma inițială, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat unanimitate. Comisia de urbanism. Discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelui pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare. Dacă sunt întrebări. E vorba de o reducere a tarifului de creștere aici. La de asta nu sunt întrebări. Creștere. Da. Dacă sunt alte întrebări. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Votat. Comisia de urbanism. Dacă aveți discuții, mulțumesc. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva care a votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Părinți informați, copii protejați, microgrant finanțat de UNICEF România în cadrul proiectului Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității pentru anul 2017. Dacă aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuție, întrebări pe marginea proiectului. Finanțarea de la UNICEF este de 20.000 de lei. Finanțăm noi cu 6.000 de lei și până la 66.000 vin acele în natură. Cum cuantificăm noi suma asta? În ghidul solicitantului există criterii de eligibilitate
pentru descrierea acestor cheltuieli. Da? În principal, aceste cheltuieli sunt cuantificate ca fiind onorare și salarii ale experților în natură, da? Noi avem cu acești experți contracte de voluntariat, da? Și contribuția partenerului, în speță Asociația Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care are o contribuție de 27.000 de lei. Tot în natură. Și tot revin folosiți toți copiii vulnerabili din municipiul Moinași. Sunt 48 acolo, eu nu știu dacă ați luat și din zona Băsieștiului, am dat. Deci nu sunt 48. Sau cam așa. Avem un de 180 de copii. 120, dar cei cu... Anul acesta, acum la proiectul acesta pentru 2017, am asigurat complementaritatea cu școala Sever și școala George Enescu. Din păcate, cele două școli au intrat în analiza efectuată de UNICEF prin aplicația Pilot Aurora. Da? Doar cele două școli din municipiul Moinești. De aceea, noi am continuat acest proiect, am extins grupul țintă, anul trecut am avut 80, acum avem 180, da? Și dacă o să mai fie linii de finanțare, o să ne extindem grupul țintă. Noi încă nu avem acces la programul Aurora. Deși la Iași, când am fost, mi-au zis că până la mijlocul lunii decembrie ni se va da tableta și vom avea acces la nu avem acces. Din păcate, legătura cu instituțiile de învățământ se efectuează prin consilierul școlar, responsabil în echipa de implementare, care este stabilit de către Inspectoratul Județean Școlar. La implementarea acelui proiect nu am avut consilier psihologic și de aia nu ne-am dat parola pentru a intra în programul Aurora. Da. Supunem la vot proiectul în forma inițială. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Votat. Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții, propuneri? Supunem la vot proiectul în forma inițială. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. S-a votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune numărul 2 de 24.06.2010, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Hangani Urminici în municipiul Voinești, județul Bacău. Dacă aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, votată. Comisia de urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune numărul 3 din 30.06.2010, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Văsiești Lucrăcești din municipiul Moinești, județul Bacău. Dacă aveți întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, votată. Comisia de urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, s-a votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesionare, concesiune numărul 2 din 17.10.2011, încheiat cu domnul Darie Constantin, crescător de animale din municipiul Moinești, județul Bacău. Dacă aveți întrebări. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Eu nu am părut. Te ridici și spui ce ai de spus ca să înregistrezi. Eu nu particip la vot. La... Da? Comisia juridică?
discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține, votată în unanimitate. Comisia de urbanism, discuții, propune întrebarea proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru, împotrivă, se abține, cineva care votează. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie în favoarea unității administrative teritoriale municipiul Moinești pentru suprafață de 329 m pătrați teren proprietate privată. Dacă aveți întrebări? Acolo a fost cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abține, votat. Comisia de urbanism. Discuții, propuneri pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, s-a votat în unanimitate. Și ordine de zi suplimentară cu două puncte. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 93 din 19.08.2016. Aveți întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuție, întrebări pe marginea proiectului. Statul de funcție a Spitalului Municipal de Urgență Moinești, respectiv înființarea a două posturi de medic specialist, unul pe compartimentul ATI și unul pe compartimentul reumatologie, încadrându-se în același număr de posturi aprobat în hotărârea 93. Da. Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține, votat în unanimitate. Comisia de urbanism, discuții, propune pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul, cine este pentru. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Moinești și în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Dacă aveți întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votată. Comisia de urbanism. Discuții, propunem pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, s-a votat în unanimitate. Mulțumesc. Ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Moinești, în continuarea ședințelor de comisii la care ați asistat. Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pentru data de 16 decembrie 2016 s-a efectuat cu respectarea prevederilor legii 215/2001, legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Aceasta a fost convocată prin dispoziția 1551/2016 a primarului Municipiului Moinești. Pentru derularea în bune condiții a lucrărilor ședinței, vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 18 consilieri din cei 19 validați în funcție. Așa cum suntem obișnuiți cu toții, la începutul fiecarei ședințe ordinare se supun la vot conținutul proceselor verbale întocmite la ședințele ordinare sau extraordinare din luna anterioară. Acestea au fost în procedură de transparență decizională, au fost publicate pe site-ul instituției și vă consult dacă există obiecțiuni sau completări față de conținutul care a fost publicat.
Nefiind obiecțiuni, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 23 noiembrie. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă, abțineri nu sunt. Unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal din 23 noiembrie. Vă supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 6 decembrie. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă, abțineri nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și conținutul ședinței extraordinare, procesului verbal al ședinței extraordinare din 6 decembrie. Dau cuvântul domnului președinte pentru a supune aprobării dumneavoastră ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară. Supunem aprobării ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la ordinea de zi. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2016. Raport Comisia Juridică. Comisia Juridică vizează favorabil cu 5 voturi pentru amendamentul domnului primar cu privire la reabilitarea școlii Alexandru. Raport Comisia Economică. Comisia favorabil cu 6 voturi pentru cu amendamentul propus. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru cu amendamentul propus. Întrebări, discuții? Punem la vot cine este pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești preliminată la data de 31.12.2016. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe teren și taxei pe terenurile care contribuie la exploatarea resurselor de apă, precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. 4 și o abținere. Bune, la mine nu, pe la mine nu. 4 voturi pentru și o abținere. Da, o abținere. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru Comisia Economică. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva? Secretar, vă frumos mai atent. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situată în municipiul Moinești, strada Plopilor, numărul 2, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Părinți Informați Copii Protejați, microgrant finanțat de UNICEF România în cadrul proiectului Incluziune Socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității pentru anul 2017. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune numărul 2/24/6/2010, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Hangani Urminiști din municipiul Moinești, județul Bacău.
Rog, raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva? Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune numărul 3/30/6/2010, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale Băsiești Lucăcești din municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva? Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune numărul 2/17/2011, încheiat cu domnul Darie Constantin, crescător de animale din municipiul Moinești, județul Bacău. Rog raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 5 voturi. Nu participă la vot domnul Darie Constantin. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva? Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie în favoarea unității administrativ-teritoriale municipiul Moinești pentru suprafața de 329 metri pătrați, teren proprietate privată. Rog raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Punctul numărul 1. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la suplimentară. Proiectul numărul 2 de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 93/19/8/2016. Rog raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Moinești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intracomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Întrebări, discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva? Avem diverse. La diverse avem o adresă din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prin care vă rugăm să aveți în vedere aprobarea prin HCL a taxei speciale de salubritate de strictă conformitate cu prevederile planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor aferente proiectului sistem de integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. O să vă informez că am participat în urmă cu 2 săptămâni la adunarea generală a DIS Bacău împreună cu delegatul Consiliului Local, domnul director Baciu. Am avut un punct de vedere acolo vis-a-vis de această majorare a prețului, a taxei speciale de salubrizare pentru populație și a tarifului pentru agenții economici. Acesta a fost stabilit prin politica tarifară din anul 2010 printr-o hotărâre de Consiliu reactualizată în 2013. Acum se solicită majorarea de la 9,25 lei persoană pe lună, la 9,61 lei persoană lună în mediul urban și de la 3,46 la 3,87 în mediul rural. Dacă la adunarea generală dinaintea alegerii noi conduceri a președintelui Adis și a Consiliului Director, am fost împotrivă 4 unități administrative teritoriale
în ceea ce privește majorarea taxei și tarifului. La această adunare generală au fost 11 UAT-uri împotrivă și 8 s-au abținut. Cu toate acestea, prin votul majorității, au stabilit majorarea tarifului. Mai mult decât atât, am primit această adresă acum ca într-o viitoare ședință de Consiliul Local să supunem aprobării dumneavoastră majorarea tarifului. După cum știți, prin hotărâre de Consiliul Local, avem aprobat un tarif diferențiat pe locuințele individuale față de locuințele în condominiu, și anume la blocuri 7,50 lei, la case 6 lei. Ne-am achitat datoria către ADIS a serviciilor prestate la valoarea încasată de la populație, conform hotărârii de Consiliul Local. Cu toate acestea, ne notifică în fiecare lună că avem o restanță de aproximativ 700.000 de lei, restanță care nu este reală. Mai mult decât atât, în hotărârea adunării generale, a cerut votul membrilor pentru a deschide un proces în instanță UAT-urilor care, spun dumnealor, nu și-au achitat taxa de salubritate, fiind în cauză primăria Dărmănești și Moinești. De aceea, pentru a intra în legalitate, înainte de a supune aprobării dumneavoastră această hotărâre de Consiliu, trebuie să treacă prin transparență decizională și am pregătit expunerea de motive și proiectul de hotărâre pe care vă rog să-l semnăm cu toți consilierii pentru a-și parcurge pași. După finalizarea... Aș vrea să intervin aici și să vă reamintesc motivația pentru care suntem în această situație. Pe scurt, așa cum știți, un consultant a gândit acest proiect și a estimat o anumită cantitate de gunoi pe fiecare persoană în parte. În urma operării acestui serviciu, începând cu ianuarie 2016, s-a constatat că acea cantitate de gunoi nu se produce. Și atunci am venit și am spus, dacă tariful de 9 lei și, mă refer la orașe, a fost stabilit și estimat la momentul respectiv, acum 6 ani, pentru acea cantitate de gunoi, nu ni se pare logic, cantitatea de gunoi fiind mai mică, să fie și tariful mai mic? Pentru că nu ai obiect de activitate, decât în limita a ceea ce predă fiecare cetățean și fiecare operator economic în parte. Acesta este punctul nostru de vedere și mergem mai departe cu acest punct de vedere, pentru că mie mi se pare foarte corect. Mă aștept ca în perioada următoare să stăm din nou la masa discuțiilor cu conducerea ADIS și cu ceilalți primari, în special mă refer la primarii de orașe și municipii, pentru că nu mi se pare normal ca acest tarif să-l stabilească un primar de comună sau reprezentantul unei comune cu 2000 de locuitori. Voi cere și voi urmări ca acest demers să se realizeze și de ce nu poate ajungem chiar cu vot per reprezentare, per număr de locuitori la fiecare primar pe care îl are. Deci, respectiv, municipiul Moinești reprezintă un număr de... Depinde pe ce linie mergi. Dacă mergem pe statistică, suntem încă 24.000, așa cum ne comunică instituția prefectului. Dacă mergem pe ultimul recensământ, suntem 20.800. Dacă se merge pe numărul celor declarați activi în municipiul Moinești, suntem 13.000 și ceva. Care plătesc taxa de salubritate. Care plătesc taxa. Deci, în funcție de acest criteriu, știm pe cine reprezintă fiecare când ridică mâna. Și nu mi se pare normal ca votul unui primar de oraș, de municipiu, să fie egal cu votul unui primar de comună. Acesta este punctul nostru de vedere și o să vă rog să semnați și dumneavoastră procedura pentru transparență decizională, așa cum prevede legea. Dar mulțumesc. Acum ei vin de la 9,25 lei la 9,61 lei. Argumentează, motivează. Așa cum a prevăzut proiectantul acum în 2010. Da. Chiar și acest lucru nu mi se pare fundamental. Deci, în momentul când faci un studiu de fezabilitate,
de prefezabilitate, așa cum a fost acolo, în faza de proiect tehnic și în faza de, și în faza de implementare, lucrurile se modifică și scad. Totdeauna. Acum venim cu această majorare, cu această solicitare, în baza proiecției de acum câțiva ani buni, fără o motivație de majorare sustenabilă economic. Respectiv, să vină să ne spună de ce trebuie să majorăm. Dacă s-a funcționat cu 9,25 lei, dau exemplu, a crescut prețul la carburant, a crescut salariul, deci așa cum se face o fundamentare de majorare de preț. Ori ei vin doar și ne spun că așa am previzionat noi acum 6 ani și trebuie să majorăm. Dar pentru că am înțeles eu, parcă OAT-ul plătește la cantitatea de bună. Au refuzat permanent să ne comunice cantitatea de gunoi, bonul de cântar, pe care operatorul economic, respectiv Rompresul, îl are aferent municipiului Măinești. Așa mi s-ar părea corect. Stabilesc ca la cantitate. Asta am cerut permanent. Ei refuză să ne comunice. Pentru că am spus, eu nu vreau ca nicio altă unitate administrativ-teritorială să acopere o cheltuială pe care cetățenii din municipiul Moinești o provoacă. Respectiv, dacă în urma comunicării cantității de gunoi dintr-o lună colectată de pe raza municipiului Moinești, știm costurile pe această cantitate, respectiv costul de colectare a gunoiului, costul de transport și depozitare în groapă, dacă sumele pe care noi le virăm se dovedesc că nu acoperă aceste costuri, atunci le-am promis că o să vă conving și pe dumneavoastră să majorăm acel tarif. Dar până atunci eu nu am niciun temei să susțin o majorare de tarif, atâta timp cât nici la ora asta acel tarif nu este fundamentat. Și repet, și cu asta am încheiat, atâta timp cât noi am operat prin serviciu propriu, vă reamintesc, cu acest tarif 6 lei, 7,50 lei, pe aceste, aceleași costuri, da? Ne-am acoperit întreaga cheltuială și în fiecare an ne-a rămas o sumă pe care am investit-o în diverse mijloace fixe cu aprobarea Consiliului Local. Noi și alte câteva localități suntem singurii care am operat. Restul se ghidează după o proiecție de acum 6 ani, care mie nu mi se pare conformă cu realitatea de astăzi. Vă mulțumesc! Nu mai rețin că acum vreo 2 luni, într-o ședință de Consiliul Local, noi am aprobat un tarif, era atunci pe tonă sau pe metru cub, de gunoi. Deci nu plătim la... Tariful de depozitare la celula Bacău. Da. Da? Da. Corect. E taxă. Da. Bun. Și... Alege de punere. Deci suma totală nu e în funcție de cantitate. Dar este pe lângă. Dar am știut și cantitatea. Deci dar să face o... Da, noi știm prețul, că l-am aprobat, da? Dar trebuie să ne comunice cantitatea. Păi dar cât gunoi se colectează de pe raza municipiului Măinești? Deci hai să cântărim volumul de zi. Păi avem cântarea de zi. Dar este cântărit. Este cântărit zilnic. E cântărit zilnic, dar refuză să ne comunice. Păi știu eu de ce. Normal. Pentru că ajung la ceea ce spun eu. Corect, acționăm în justiție și în judecată și de altă. Iar aici, asociația cu banii pe care noi îi plătim pe ceea ce încasăm de la populație, achită către Rompres pe cantitățile pe care le ridică din fiecare localitate. Deci, ați înțeles, noi plătim taxă pe persoană pe lună, iar adisul către Rompres plătește per cantitatea, pe tonă. Și dorim același, ne comunice cantitatea și atunci din taxa încasată să achităm contravaloarea. Dar nu vor, deci am propus conducerea adis. Asta este principiul de bază. Să majorezi taxa celui care generează mult cu noi. Ori noi majorăm taxa și cetățenii nu produc cu noi. Ceea ce mi se pare normal. Deci un proiect de mediu este un proiect prin care să nu generezi gunoi, să scazi cantitatea de deșeuri menajere cât mai mult și să te duci pe reciclabil. Ori, nu se întâmplă așa.
De aceea vă rog ca în perioada transparenței decizionale, pe data de 5 ianuarie la ora 12, parcă este dezbaterea publică, până atunci puteți pune puncte de vedere sau chiar să vă rog să participați la acea dezbatere publică, să putem încheia un proces verbal și să-l avem ca fundament la proiectul de hotărâre. Această societate este un prestator de servicii pe colectarea gunoiului. Orice serviciu se plătește contra unei facturi. Serviciilor. Trebuie să-mi emit o factură. Pe factură scrie primărie și cantitate. Noi suntem membri ADIS, iar acea factură merge către Asociația de Dezvoltare. Nu către primărie, pentru că nu este contract încheiat cu UAT Mâine sau alt UAT. Este încheiat între asociație și prestator. Noi nu avem nicio problemă cu prestatorul, ca să înțelegem. Prestatorul chiar își face treaba bine, da? Noi avem o problemă cu ADIS-ul. Această interfață între primărie și prestator. Al cărui membru suntem și suntem ADIS tot cu UAT. Este membru în ADIS, dar nu prestează romprestul la dumneavoastră. Mai mult decât atât, la primăria Dărmănești, de pe 2 decembrie până ieri, a fost sistată colectarea deșeurilor, ca să știți în ce situație au fost și am avut și noi adresă, la noi n-au sistat, pentru că am achitat factura imediat. Și e posibil să ne notifice ca pe luna ianuarie să avem și noi aceeași soartă. Dar vedem în mediul și drumul. Nu putem găsi o altă variantă ca să... Asta le-am propus, dar încă nu au convocat nicio adunare generală să luăm în discuție din nou. Trebuie să știți un lucru. Că odată semnat acordul de parteneriat pentru acest proiect, care a primit finanțare nerambursabilă, da? În momentul când te retragi, ești bun de plată. Ori noi nu vrem să ajungem în acea situație. Să ne retragem de acolo și să ne impute cotă parte, ba și mai mult poate ne vor pune în cap nouă, întregul proiect. Spune, datorită că ai ieșit tu, nu mai funcționează proiectul cum trebuie. Care el oricum nu funcționează nici acum, ca să ne înțelegem. Da, nu avem colectare selectivă, nu se folosesc stațiile de transfer, de sortare. Sunt multe care nu funcționează cum trebuie, da? Dar nu vrem să ajungem în situația în care să solicităm. Dacă ne dau afară, e pe... Da? Noi o să cerem utilajele noastre pe care le avem și sunt blocate la Roprest. Noi ne-am respectat contractul. Da? Și vom vedea ce se întâmplă în perioada următoare. Repet, eu sper, și așa cum a subliniat și domnul viceprimar, că toți mai mulți primari își vor da seama că nu e nevoie de a majora acest tarif. Și că ADIS-ul nu are nevoie de acești bani. Pentru că diferența rămâne la ADIS, ca să ne înțelegem. ADIS-ul, repet, plătește la tonă. Iar el vrea bani de la noi per persoană, per tarif. Per număr de locuitori? Per număr de locuitori. Statistic. Nici de cum cei înscriși în evidențele fiscale. Soluția este următoare. Într-o lună de ținere cântărim fiecare mașină care pleacă. Dar nu este cântărită, domnule. Este cântărită. Da, este, dar dacă nu avem reprezentantul nostru acolo care se vadă gât... Prea poți, cum e a ta. După aia facem un proces verbal, atâta gunoi. Dovada este că colectează mai puțin gunoi, deoarece la ultima întâlnire au menționat că au 20 de mașini care nu lucrează la ora asta. Din ce cauză? Pentru că nu se atinge cantitatea de gunoi prognozată la data licitației. S-a supraestimat cantitatea de gunoi, s-a supralicitat când a venit în licitație și a spus că la cantitatea previzionată noi avem nevoie sau tu, operator, trebuie să vii cu atâtea mașini noi. Operatorul a venit cu acele mașini noi care le ține pe dreapta. Nu le folosește. Și nu are nimeni curajul din ADIS să vină să spună, domnule, hai să renegociem contractul pe situația reală din teren. Nu au acest curaj, le e teamă. Ori, mai devreme sau mai târziu, cineva va plăti pentru asta. Nu se poate. Acea companie ține 20 de mașini pe dreapta, ruginesc, nu le folosește. Plătește rate la el, plătește amortizare și toate celelalte, pentru un utilaj nefolosit. De ce să nu te întâlnești cu el și să-i spui, domnule, hai să vedem, cât gunoi s-a strâns în 2016 în județul Bacău? Atât. Avem o situație. Puteau să facă la 6 luni lucrul ăsta. Și să se meargă pe situația reală. Preferă să ceară majorare de tarif
și să acopere și să plătească ca să fie așa, treaba liniștită. Domnul Furcan. Da? Care i-au instalat la început, nu sunt prea modalitate, dacă nu au acasă în alea, respect. Da. Imaginați-vă că dacă să va merge pe situația reală, respectiv o cantitate de gunoi mai mică, un număr de utilaje mai mic, un număr de angajați mai mic, scad toate costurile. Și aceste costuri se împart. Dom'le, câți cetățeni sunt activi în județul Bacău? Păi din 600 și de mii de votanți, că acum astea ni-s mai recente, așa, probabil sunt vreo 800 de mii, poate, de cetățeni, nu știu cât are județul Bacău, că dacă 600 și au fost votanți, da? Dar real, care trăiesc și produc deșeuri în județul Bacău, sunt probabil vreo, nu știu, 300-400 de mii adunați pe fiecare localitate în parte. Și atunci se parte la... și stabilim cuantumul acestei taxe. Foarte simplu. Voință să fie. Da. La mulțumesc divers. Frumos. La divers. La divers. La divers. Mai avem un punct, am înțeles? Da. Da. Aș vrea să vă rețin atenția cu o prezentare a etapelor de implementare a proiectului Părinți Informați, Copii Protejați, care l-am derulat în anul 2016. Să vedeți și dumneavoastră ce am reușit să noi să realizăm în parteneriat cu Asociația Sfântul Martin Mucenic Gheorghe. Da. Așadar, proiectul Părinți Informați, Copii Protejați. Haideți să ne reamintim cum a început, de pornit de la niște date statistice, a pornit de fapt acest mare proiect. De la datele Eurostat din 2013, care Institutul European de Statistică al Comunității Europene, care ne spunea că peste 49% din populația de copii a României în acel an era expusă riscului de a fi în sărăcie. Acest lucru se datora mai multor factori. Accesul scăzut la servicii de sănătate, sociale și de educație, cunoștințe limitate despre drepturi și oportunități și, desigur, criza economică ce se manifesta de ceva timp atunci și care nu se încheiase încă. Pentru a întâmpina aceste probleme, UNICEF a demarat un proiect, o încercare, un proiect pilot în județul Bacău, în mai multe comunități rurale și urbane, și a încercat realizarea unui model de servicii sociale integrate, adică nu doar intervenția pe paliere separate, ci pe integrarea serviciilor furnizate de ramura medicală, cea educațională și cea de asistență socială. De aceea, cei trei actori cheie ai vieții sociale implicați în prim plan în acest proiect erau asistentul medical, asistentul social și consilierul școlar. Proiectul finanțat din fonduri norvegiene, împreună cu UNICEF și din resurse proprii ale beneficiarilor, în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău, Prefectura Bacău și, așa cum am spus, cu cele 38 de autorități publice locale din județul Bacău, selectate pentru acest proiect pilot. Durata de 3 ani. Partenerii proiectului mare, spunem proiectul mare, pentru că vom vedea că fiecare dintre autoritățile publice au fost chemată să dezvolte o modalitate proprie de a aplica acest proiect. Proiectul mare a fost susținut de autoritățile care sunt, le puteți citi de pe slide, pentru că intenția era aceea de a încerca să ofere modalități de sprijinire a reformelor viitoare din domeniul sănătății, educației și protecției copilului. Și de aceea vedem și Ministerul Muncii implicat și Ministerul Sănătății și toate celelalte instituții direct implicate în acest domeniu. Și haideți să vedem cum am aplicat noi modelul în municipiul Moinești. Am derulat un microproiect, acest proiect Părinți Informați, Copii Protejați. Cine l-a derulat? Primăria a parteneriat cu Asociația Așezământul Social Filantropic Sfântul Gheorghe din Moinești. Durata a fost de 9 luni, se va încheia practic la sfârșitul lui decembrie 2016,
valoarea 52.650 de lei, din care puteți vedea contribuția municipiului Moinești, contribuția partenerului și asistența financiară nerambursabilă, 10.000 de lei. Am suplimentat la un moment dat bugetul cu suma de 46.000 de lei, din care, din nou, 30.000 de lei a fost o finanțare de la UNICEF și 16.000 de lei a fost contribuția UAT Moinești. Și cum a fost structurat proiectul? Am avut 7 activități principale. Managementul de proiect, care este o activitate transversală tuturor celorlalte 6 activități, amenajarea cabinetului de consiliere și sprijin, putem vedea fotografii din interior. Aceasta a presupus achiziția și montarea sistemului de încălzire de către UAT Moinești și partenerul a suportat reparațiile, zugrăvelile, finisajele, jaluzelele și micul mobilier cu care a dotat acel centru. Achiziția materialelor didactice a constituit activitatea 3. Ce material? Cărți. Am încercat să facem o mini-bibliotecă, DVD-uri educaționale, mese de șah, planșe tematice, flipchart. Rechizite sunt foarte multe. Astea sunt cu titlul informativ, le-am prezentat. Și viitorul proiect va încerca să suplimenteze, să completeze ceea ce s-a început prin proiectul care tocmai se încheie. Activitatea 4, activitatea de consiliere. Activitatea de consiliere a presupus o intervenție la nivelul copilului și la nivel familiar. La nivelul copilului s-a presupus ieșirea din situația de criză a copilului și identificarea acelor elemente de patologie socială, cerșetorie, fenomenul copii străzii, delincvență juvenilă. Iar la nivel familial s-a avut în vedere evaluarea modului și stilului de viață parental, participarea familiei la un program de întâlniri lunare, ateliere de informare, dezbateri privind managementul comportamental al copilului, crearea unui climat socio-afectiv pozitiv în familie și deținerea unei concepții educative corecte, astfel încât să-și poată orienta copiii în sensul aprecierii valorilor tradiționale. Ei, și cea mai de impact activitate în rândul copiilor și nu numai, și adulților, veți vedea din fotografii, ce-a însemnat școala de vară? Au însemnat un set de activități educative, recreative și de socializare, realizate timp de 6 zile, în care au fost implicați 40 de copii din grupul țintă, 30 de tineri voluntari și 50 de copii înscriși suplimentari. Așadar, am avut fotografii din cadrul atelierului de creație, țesătorie, sport, înviorare, curs de șah, tir cu arcul, cățărare, fotbal, gimnastică, ritmică, jocuri. Puteți vizualiza aceste fotografii pe slide-uri. De asemenea, atelier de creație, obiecte decorative, karaoke, atelier de pictură și jocuri, un workshop de alimentație sănătoasă, prim ajutor, igienă comportamentală și dentară, atelier de gătit. Așadar, mai am imagini din ceea ce am numit noi biserica în viața noastră, pentru că a avut un rol foarte important faptul că reprezentanții bisericii au avut o apropiere de copii care a făcut ca biserica să exercite un rol complementar celui tradițional, acelui de pregătire spirituală. A făcut mai mult decât atât prin apropierea de copii, a făcut o pregătire mai degrabă cu caracter social, un rol pe care e un rol din ce mai cerut, zicem noi, de societatea modernă, un rol pe care în cazul de față a fost înțeles foarte bine și exercitat foarte bine și cu bine primit de către copii, realizat de către biserică și primit foarte bine de către copii. Avem imagini de la excursia la Slănic Moldova, cea de-a 6-a activitate, și la Salina Târgu Ocna, următorul slide. Așa. De
Da, mai repede încercăm să facem asta, da. Asta. Acestea sunt imaginele de la Slănii Moldova și de la Slănia Târgu Ocna. Și de asemenea, activitatea a șaptea de comunicare, promovare și diseminare a rezultatelor proiectului, realizarea de afișe, pliante, un portofoliu de fotografii, comunicare de presă și informare directă în rândul categoriilor de public țintă cărora li s-a adresat campania. Și ce urmează? Urmează un nou proiect, cel pe care tocmai l-am aprobat astăzi, derulat de către UAT Moinești și Asociația Așezământul Social Filantropic Sfântul Gheorghe, cu o durată de 11 luni de data asta, cu o valoare de 66.000 de lei. Contribuția fiecărui partener puteți vedea pe slide, a fost și discutată deja. Și activitățile pe care le va și le propune următorul proiect sunt o parte din cele deja realizate și care meritau o continuare a lor, precum și activități noi. Achiziția materialelor didactice, așa cum spuneam mai devreme, pentru completarea nevoilor care mai sunt în centru, o activitate care se cheamă Violența în grupurile de presiune, arta care unește, de asemenea, cu ajutorul unei piese de teatru, vom încerca să avem o reacție de la copii. Tu știi ce face copilul tău în spațiu virtual? Tot o activitate care se va desfășura în cadrul Bibliotecii Municipale Ștefan Lucian în sala media și care este destinată informării privind riscurilor nesupravegherii copiilor în spațiu virtual și modalități de protejare a pericolelor din mediul online la utilizarea rețelelor de socializare. Continuarea desfășurării activității de consiliere, organizarea din nou a școlii de vară, a unei excursii în nordul Moldovei și, desigur, activitatea de promovare și diseminare a rezultatelor proiectului. Vă mulțumim! Diverse mai sunt domnul Martian. L-aș invita pe domnul preot Nistor, părintele Nistor, să spună două cuvinte, dacă mai avem răbdare și dacă mai dorim, în calitate de partener al acestui proiect. Vă mulțumesc mult, mulțumim și noi pentru invitația care ne-a stăcut toți din partener. Vreau să vă informez că activitatea asociației noastre se desfășoară și dincolo de acest proiect punctual. Și anume, avem activități care se desfășoară pe întreg anul școlar, cât și în vacanțe, cum ați văzut-o pe cea de școală de vară. Cel care se desfășoară pe parcursul anului școlar are un timp orar permanent, adică săptămânal, și anume, susținem copiii care au examene de capacitate în clasa 8-a, prin pregătire la limba română și matematică. Și anul trecut și anul acesta avem un grup pe care îl susținem, activitate în parteneriat cu domnii profesori ai parohiei noastre. De asemenea, cred că iar un lucru pe care am reușit să-l realizăm este înființarea unui centru de voluntariat. Sunt un număr de 40 de liceeni și studenți care au activitate permanentă în asociație, cu care, de altfel, ne-am prezentat și în alte proiecte pe care le-am avut atât în cadrul bisericii, cât și la nivelul orașului Moinești. De asemenea, cu acești tineri am participat și la activități de tineret de la București anul trecut, de la întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea. Am regulat desfășurată la Cluj și anul acesta la București. Și toate celelalte activități pe care le desfășurăm și în cadrul comunității parohiale. Dorim ca pe viitor să dezvoltăm și un centru de activități tradiționale. După cum vedeți, și această activitate de atelierul de țesătorie
s-a desfășurat și în cadrul altui proiect, în luna noiembrie anul trecut, cred că n-a fost amintit, dar el a fost desfășurat pe parcursul școlii, pe parcursul vacanței intersemestriale pentru copiii de clasa 1-4-04, timp de o săptămână, unde această activitate de țesătorie a fost cu caracter permanent și au participat 40 de copii. De asemenea, suntem la a doua ediție a unui atelier pe care îl desfășurăm în timpul sau în perioada premergătoare sărbătorilor de Crăciun, atelierului Moș Crăciun, în care ne propunem să facem toate podoabele cu care vom împodobi bradul, de asemenea și înființarea unui cor cu care vom participa la diferite activități specifice în aceste perioade. Suntem la a doua ediție și chiar dacă anul acesta vacanța nu este favorabilă în sensul prezenței copiilor, și anul acesta o vom desfășura după amiază, după ce copiii vor termina orele. Deci vă așteptăm la asociația noastră și vă invităm ca de fiecare dată când deschideți sau treceți pragul Bisericii Sfântului Gheorghe, să vizitați și asociația, sediul asociației noastre, fosta casă parohială, unde astăzi își desfășoară activitatea acești copii. Vă mulțumesc foarte mult! Și permiteți-mi să vă urez și eu sărbători fericite, cu binecuvântare în tot ceea ce vă este de folos. Doamne ajută! Mulțumim și noi. Mai sunt discuții? De voi? Profit pentru că bănuiesc că este ultima ședință de Consiliu pe anul acesta. Mă adresez domnului primar în sensul că în urma inundațiilor din vara aceasta, domnul primar și domnul vice a fost la fața locului, la limita dintre Comănești și Măniști, undeva acolo, râul Urminiș a colmatat foarte mult un nod într-o cupură acolo, la care bănuiesc și cu siguranță, dacă nu zăpezi în ploie din anul viitor, vor afecta mai mult decât a afectat inundațiile acum. Acolo e necesar, știți bine, nu numai de colmatare, ci și de fișare totală a acelui nod. Altfel, e pus în pericol toată situația de acolo. Nodul are case, locuințe. Și dacă s-a intervenit cumva, la apă rămâne de atunci până acum. O a doua întrebare care supără mult circulația pe varianta Măinești, am pus în discuție de multe ori când am avut ocazia, constructorul sau beneficiarul lucrării care ce a fost acolo, adopțiunea de apă pentru Bacău, varianta, începând de la PECO, nu înființat acum și până sus la câte beate Măinești acolo, nu poți circula decât a te feri și a fi un pericol de accidente. Partea spre coborâre. Și o întrebare pentru că bănuiesc nu primar va avea altă ocupație. De acum eu am întrebat, de multe ori sunt întrebat, fiind în zona Lucrăcești, strandul de la Lucrăcești, dacă cumva se poate reface, în aceeași măsură, situația bordelului. Vă mulțumesc! Dați-mi voi să răspund repede și poate și încheiem cam o ședință de astăzi. 1. Situația de la limita dintre Voinești și Comănești. Am făcut adresă către constructorul care a făcut
aducțiunea, nu aducțiunea, deversarea din stația de epurare în Urminiș și ne-au promis că vor interveni. Din păcate, vremea sau vremurile, nu știu care din două, știu că nu s-a întâmplat nimic acolo. Vor urmări să vedem ce se poate întâmpla. Cu forțele noastre putem să intrăm să defrișăm acolo și să așezăm puțin malul. Și adresa este făcută la direcția... Comisia Județeană pentru... Comisia Județeană a fost la fața locului. Da. 2. Drumul național DN2G nu este preluat din municipiul Moinești. Este aceeași situație în care am găsit-o și în 2008. Ne judecăm, am pierdut procesul, suntem în contestații în anulare, contestații la executare și așteptăm să vedem dacă va trebui să-l preluăm și în ce condiții. Da? Ștrangul, denumit proiect Centrul de Agrement Moinești, este prioritatea și trebuie să fie și prioritatea în continuare a, și a dumneavoastră, ca prin negocieri pe care le avem la nivel de Consiliu Județean, să fie următorul proiect, așa cum am avut în parteneriat și celelalte proiecte. Ultimul, Centrul Cultural Lira. Deci, de acolo putem să obținem finanțare pentru acest obiectiv. Celălalt legat de hotel, sunt două adrese făcute la ora asta și miercuri am fost la București, am trecut pe la ANL, să vedem în ce măsură avem un răspuns favorabil pentru tronsonul P+7, care să fie inclus în Programul Național de Locuințe pentru specialiștii din sănătate și învățământ, da? Și cealaltă adresă la Ministerul Sănătății, respectiv la Institutul Național de Medicină Fizică și Balneo, prin care să obținem un parteneriat cu ei pentru a finaliza baza de tratament și a intra în exploatare, să le predăm lor spre administrare și exploatare, pentru că ei sunt specialiști și reamintesc că aici ei sunt cei care dețin și baza de tratament de la Slănic Moldova. Și ar fi un lucru facil. Și am beneficiat de această bază Moineștiu și toți cei din jurul Moineștiului. Acestea au fost răspunsurile către dumneavoastră. S-ar putea să fie ultima ședință de Consiliu Local la care particip în calitate de primar. Mă grăbesc pentru că trebuie să ajung la Bacău să ridic documentul prin care se confirmă alegerea și mandatarea ca senator pe Colegiul Bacău. Urmează în perioada următoare o perioadă de 15 zile prin care ar trebui să-mi anunț incompatibilitatea și încă o perioadă de 30 de zile pentru care ar trebui să optez pentru una din cele două funcții. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru colaborare. Vreau să vă asigur în continuare că dacă îndepun demisia din funcția de primar și voi opta pentru cea de senator, dați-mi voie să fiu la ședințele de Consiliu Local, dați-mi voie să fiu, în câteva cuvinte să spun așa, să rămân un colaborator activ al dumneavoastră, Consiliul Local și a executivului primăriei municipiului Moinești, pentru că vă spun, am făcut acest pas în a candida și optând pentru această demnitate de semnator, obiectivul principal a fost să susțin proiectele municipiului Moinești. Și vor rămâne proiectele municipiului Moinești în sufletul meu, pentru că sunt proiecte pe care le-am gândit cu toții, ne-am luptat, am muncit la ele, le-am și în final ne le dorim realizate. Dar nu numai municipiul Moinești, pentru că nu am fost ales senator de Moinești, ci al județului Bacău. Experiența pe care am căpătat-o în administrația publică, în principal, dar și din alte domenii de activitate, vreau să le dezvolt și să putem realiza lucruri frumoase pentru zona aceasta, în principal, și pentru județul Bacău. Vă asigur de tot respectul meu, în primul rând, și recunoștința pentru activitatea pe care am desfășurat-o și cu acceptul conducerii și a dumneavoastră, mă repet, vreau să fiu prezent și activ în proiectele ce vor urma aici, la Moinești. Vă urez și eu să aveți sărbători fericite, sărbători frumoase,
sărbători cu bucurie, cu sănătate și să vă bucurați de familie și de prieteni și de o viață frumoasă în continuare. Vă mulțumesc! Vreau să spun ce mă asta, o promisiune de la dumneavoastră, fără promisiune se poate. Vreau care aceștia 4 ani când sunteți acolo și cu viitorul primar care să fie, să fie gata baza de tratament. Adică hotelul ăsta să nu mai arate așa. Dacă faceți, dacă reușim să facem lucrul ăsta, suntem buni. Și dumneavoastră numai să promiteți că măcar... Mulțumesc frumos! Da, poate să fie o promisiune și știți că acesta a fost obiectivul pentru care în 2008 am ajuns la primăria mult. Așa că rămâne. Da? Puțin de calendare. Sărbători fericite! Doamne, da? Și să ne vedem. Da? Multă sănătate. Mulțumesc frumos. Mulțumesc! Colegii...